Ne preocupă în continuare creșterea standardelor de calitate. De altfel, cele mai multe motive de achitare în dosarele finalizate de DNA au fost determinate de aplicarea legii penale mai favorabile, aplicarea unor decizii ale Curții Constituționale sau aprecierea probelor administrate în cursul judecății. Acest procent de 10% este sub media europeană și arată că în România justiția este funcțională, iar rostul procesului penal este acela de a afla întotdeauna adevărul. În 2016, judecătorii au decis prin hotărâre judecătorești rămase definitive în cazurile DNA confiscarea și recuperarea de produse infracționale în sumă de peste 226 milioane euro. Acești bani trebuie să intre efectiv în bugetul de stat. Și această obligație revine organelor fiscale care trebuie să execute aceste hotărâri rămase definitive. Activitatea DNA în 2016 a fost influențată major de prevederile declarate neconstituționale. Am fost nevoiți să facem eforturi mari pentru reorganizarea activității și realocarea resurselor umane. Durata de soluționare a cauzelor penale a crescut considerabil. Aceasta în condițiile în care un procuror din DNA are în medie peste 100 de dosare de soluționat în același timp. Acesta este motivul pentru care uneori soluționăm cauze vechi. Anul 2016 a fost anul în care atacurile la adresa sistemului judiciar, dar și la adresa DNA, au fost fără precedent. Întregul sistem de justiție s-a confruntat cu atacuri incredibile, pornind de la dezinformări calomnioase până la angajarea unor firme specializate în acțiuni de intimidare. Dar noi suntem magistrați și am răspuns în limitele statutului de magistrat.